Buzoienii primesc de mai bine de o lună căldură în apartamente, numai că regia autonomă municipală încă nu are în cont banii necesari plății agentului termic. Ram și primăria Buzău așteaptă în prezent banii de la guvern cu care să acopere subvenția acordată buzoienilor. Prețul unei gigacalorii este de 430 de lei, însă clienții Ram plătesc doar 230 de lei, diferența fiind suportată din bugetul municipalității și al guvernului. Până acum primăria a alocat banii necesari, însă sumele de la guvern se lasă așteptate. Deocamdată la RAM nu sunt probleme, noi ne-am ținut de cuvânt în sensul în care am plătit la timp partea din subvenția noastră, în același timp sumele lor au crescut și cu cei 25% creșterea care s-a făcut de tarif pe care o suportă cetățenii care sunt în această situație. Din discuțiile care au avut loc cu domnul viceprim-ministru Paul Stănescu, ne-a confirmat că aceste sume vor fi date. Probabil în prima ședință de guvern vor fi aprobate. Regia autonomă a întocmit documentele prin care solicită ajutor guvernamental pentru acoperirea subvenției. Anul acesta se solicită 180 de miliarde de lei vechi de la guvern, o sumă mai mică față de anul trecut. Dacă autoritățile nu vor mai trimite acești bani la Buzău, există posibilitatea ca municipalitatea să acopere întreaga subvenție, ceea ce va afecta eventualele investiții în oraș. Există și posibilitatea ca primăria să nu mai acorde deloc subvenție și atunci clienții vor trebui să achite prețul întreg.